Vă mulțumesc, domnule. Adică? Nu. Nu, e foarte... Probabil și datorită meseriei. O simplă înțepătură poate schimba cursul unei vieți. Hepatita C nu doare, dar poate ucide. În toată țara se efectuează teste gratuite în peste 70 de laboratoare. Unul dintre ele se află și la Drobeta Turnu Severin. Peste 100 de mehedințeni s-au testat până acum pentru a afla dacă sunt infectați sau nu cu virusul hepatic. Pe internet am găsit informații, a durat și la mine o perioadă, cam vreo săptămână, ca să realizez că se face și în județul Mehedinț. Și am fost foarte mulțumit că se face în Turnu Severin. Acum ce să zic? Este campania asta... Probabil dacă ar fi și s-ar putea, ar fi foarte bine să mai fie și în alte orașe, cel puțin ale județului. Este prima dată când vă faceți analize? Da, e prima dată, da. Prima dată, cu toate că de ani mulți plătesc CSU-ul. Și dar am avut nevoie. Hepatita C este o boală gravă care se instalează pe nesimțite. Majoritatea celor care se infectează cu virusul hepatic C nu au niciun fel de simptome. De obicei, momentul contactării virusului trece neobservat, el putând fi confundat cu o gripă ușoară. Singura modalitate de a testa hepatita C ar fi ca persoana respectivă să meargă să se testeze pentru descoperirea anticorpilor anti-VHC. Circa 80% din cazurile de hepatită acută merg spre cronicizare, față de 10-20% în cazul hepatitei B. Cronicizare care merge mai departe dacă nu este tratată și depistată la timp, cu evoluție spre ciroză hepatică. La Drobeta Turnu Severin, laboratorul prin care mehedințenii se pot testa gratuit este în cartierul Grihala, în zona blocurilor D, situate pe strada Crișan. Testul nostru este gratuit, programul nostru este de luni până vineri, între ora 7:30 și 12:30. Campania a fost lansată la sfârșitul lunii ianuarie. 50.000 de teste gratuite de depistare a infecției cu virusul hepatitei C sunt puse la dispoziția celor interesați. Până în prezent s-au testat peste 7.000 de români.